Este stare de urgență în California. În doar câteva zile, inundațiile au făcut ravagii. Numai puțin de 14 oameni au murit și alți zeci de mii au fost nevoiți să își părăsească locuințele. Zeci de mii de locuințe au fost înghițite de ape în California. De mai bine de două săptămâni plouă fără oprire. Un val de cicloane a măturat o mare parte din stat. Cel puțin 14 oameni au murit și alți 10 sunt dispăruți, printre care și un copil în vârstă de 5 ani. Locuitorii au fost nevoiți să-și părăsească locuințele în cel mai scurt timp posibil. Autoritățile încearcă din răzputeri să țină sub control întreaga situație. Printre cei care s-au văzut nevoiți să-și părăsească locuințele de zeci de milioane de dolari se numără vedete precum prințul Harry și soția lui Meghan, actrița Jennifer Aniston și starurile TV Oprah Winfrey și Ellen DeGeneres. Joe Biden a declarat stare de urgență în California. Aproximativ 90% dintre localnici, adică aproape 34 de milioane de oameni din cel mai populat stat american, se află sub alertă de inundații.